Slit Căneanu. Unde ești, Ianis? Aici. Ianis. Salut, Vlad. N-a venit? Nu e, nu l-ați văzut pe... mă scuz, nu te-am văzut. Salut, Vlad. Salut, măi băiete, ce faci? Alo, Maria, te-am păcălit. Ha, ha, 1-0 pentru mine. Am auzit că nu te descurci fără mine. Nu mă Așa că am venit să-ți dau o mână de ajutor. Uite, ia de aici o mână de ajutor. Să știi că am făcut sală, ai grijă. Gata, ia niște cred. Asta se întâmplă când mănânci tot din farfurie, cum face Ianis, dragi prieteni. Vă rog să-l aplaudați. Îl știți pe ăsta micu. Juca cu Răzvan de la Neața. Vă mulțumesc. Juca și mi se pare cu actorul Claudiu Bleonț, nu? Da, da. Și îl invităm să prezinte următorul moment. Vino lângă mine, așa. De fapt, va prezenta mai multe momente la Music for Kids. Cele mai dificile, unde noi prezentatorii ăștia de baltă nu ne băgăm, domnul Ianis. Da. Îl lăsăm pe micuțul sau marele Ianis să prezinte. Uite-te la camera aia și spune-ne ce urmează. Eram sigur că o să-mi pasez mie ce mai greu. Bine, mă descurc. Doamnelor și domnilor, stimați prieteni, drag auditoriu, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, băieți, Ianis, fete, trece timpul. Ding dang, ding dang, repejor. Bine, vroiam și eu să fac un pic de suspans. Hai că-ți fac pe plac. Scot din prezentare, doamne, domn, băieți. Și las numai domnișoare, da. E bine? E bine, dar ia uite, nu m-am așteptat. Mă uit acolo, ești istestare și iubitele tale sunt acolo. Rawane, Theo, Rose, Dia, de toate ești îndrăgostită, a? Care totuși e preferata? Ia zi tu sincer. Să nu-mi zici George Vanvu, că nu te cred, te rog. Așa. Pe care o preferi? Eu zic niciuna doar ca prietenă, Theo Rose. Ah, ca prietenă, am înțeles. Bun, te rog, acum spune-mi ce vrei tu să prezinți pe bune, pentru că chiar ai pregătit un moment de prezentator adevărat, da? Da. Ia să vedem, uite-te la cameră, vă rog să-l aplaudați pe domnul prezentator. El introduce următorul moment. Doamnelor și domnilor, așa? Doamnelor și domnilor, ai mai zis odată, da? Stimați prieteni, prieteni, vreau să vă zic ceva. Ce era? Parcă le cheamă pe Ioana, trebuie să o chem pe Ioana Dumbravă și pe încă o fetiță de la Palatul Copiilor din Iași, te descurci? În continuare, înainte de a trece la următoarea grupă de vârstă 8-10 ani, vă invit eu, Ianis, să urmăriți un scurt recital oferit de Ioana Dumbravă, așa? Și Alexandra Palasca de la Palatul Copiilor din Bravo. Iași. Iași. Profesor doamna Anca Petroaie, aplauze pentru Ianis Litcăneanu și pentru fetițele ce urmează să se desfășoare pe scena Music for Kids imediat. Ăsta micul găsiți la școala de televiziune și film. Hai să ne retragem, Ianis, pentru Hai. Că ne-au pregătit o surpriză fetițele astea foarte talentate. Ziceai că ești de la Palatul Copiilor, nu? Da. Hai să le urmărim și sunt sigur că publicul ieșean le va aplauda!